Bun găsit, sunt Andreea Brașovean și ne întâlnim cu mintea deschisă. Ce înseamnă să ne trăim frumos viața? Cât de importante sunt alegerile pe care le facem, dar cele pe care le fac alții pentru noi? Ce înseamnă o viață trăită cu sens? Despre asta discutăm astăzi și am alături de mine pentru început pe Raluca Anton, psihoterapeut. Bine te-am găsit, Raluca! Servus! Bine ne revedem! Ce înseamnă o viață trăită cu sens? Este subiectul meu preferat din domeniul psihologiei, acesta al sensului, pentru că îl întâlnim foarte des în studiile de specialitate, care ne spun că unul dintre lucrurile care ne duc la finalul vieții, să ne evaluăm viața ca fiind o viață bună, în care am simțit bunăstare, este acest sens. Practic, oamenii care ajung la finalul vieții și ne spun că au trăit o viață bună, sunt cei care au fost atenți la câteva variabile, iar una dintre ele este acest sens. Asta ce înseamnă? Că au fost atenți la misiunea lor. Practic, au început să-și definească, la un moment dat, pe parcursul vieții lor, care sunt lucrurile pe care își doresc să le transmită mai departe. Care sunt mesajele pe care vor să le transmită oamenilor apropiați, celor din jurul lor, poate copiilor, iar în cazul în care n-au copii, poate celor alături de care lucrează. Și acest sens se învârte de foarte multe ori, fie în jurul grijii față de relațiile noastre, fie în jurul acestor mesaje despre care spuneam mai devreme că le lăsăm celor din jurul nostru, fie în jurul grijii față de sine. Pentru că la un moment dat ajungem pe parcursul vieții noastre să ne dăm seama că dacă nu avem grijă de noi, nu putem avea grijă de ceilalți. Și probabil că asta vine odată cu maturizarea. Și în foarte multe studii pe care le-am citit despre oamenii fericiți, componenta financiară nu ocupă un loc foarte important. Și sunt studii care arată că sunt oameni care locuiesc în zone mai sărace, dar care iubesc muzica. Oameni care stau desculți pe stradă și care copii care se joacă toată ziua cu picioarele în pământ, care sunt fericiți și găsesc un sens în toată povestea asta. Și oameni care au o situație financiară foarte bună, dar cumva sunt într-o continuă căutare și nu găsesc neapărat fericirea în tot ceea ce cumpără. Cum arată de fapt acest sens? Știi că apropo de ce spuneai tu, acum de multe ori întreb pe cei cu care lucrezi, ce crezi că îi face pe ceilalți fericiți și de multe ori banii este unul dintre răspunsurile pe care le primesc. Ori ce ne arată studiile, așa cum spuneai și tu, este faptul că o cantitate mare de bani nu corelează pozitiv cu starea de bine. Ba dimpotrivă, se pare că există o corelație negativă. Asta înseamnă că cei care au o cantitate mare de bani au și foarte multe preocupări și foarte multe griji în legătură cu aceștia. Astfel că valoarea financiară nu este un aspect care să ne producă stare de bine în sine, decât dacă avem grijă ce facem cu banii respectivi. Știu, să spun că ai mai mulți bani, ai mai multe probleme, ai mai multe lucruri de gestionat. Da. Dacă nu știi cum să-i administrezi astfel încât acei bani să fie în favoarea sănătății tale fizice, psihice, emoționale, relaționale. Și cred că asta se întâmplă în special în cazul celor care nu au și acasă parte de o familie frumoasă, de liniște, de împăcare sau de prieteni adevărați, care nu se înconjoară cu oameni care iubesc cu adevărat și care nu au interese la ei. Cred că mulți dintre noi creștem în tot felul de contexte dificile și avem dificultăți în momentul în care ajungem la o vârstă adultă, uitându-ne în spate, ne dăm seama că sigur lucrurile ar fi putut fi foarte diferite pentru noi. Însă, în momentul în care ajungem adulți, se produce un fenomen foarte interesant, pentru că așteptăm în continuare ca ceilalți să vină să facă pentru noi astfel încât să ne fie bine. Și atunci e ca și cum am externaliza acest serviciu al bunăstării propriei persoane. Adică îi facem pe ceilalți responsabili de bunăstarea noastră? Da. Ei trebuie să facă anumite lucruri, tu trebuie să mă iubești ca mie să-mi fie bine. Pe de altă parte, ce știm este că atunci când ajungem la vârsta adultă, e important să ne reamintim că suntem la vârsta adultă și asta înseamnă în același timp asumarea responsabilității pentru propria persoană, care nu înseamnă doar să merg la un serviciu și să câștig niște bani ca să am ce mânca, ci înseamnă în același timp și asumarea responsabilității pentru bunăstarea emoțională și relațională. Eu îți propun să mai invităm pe cineva alături de noi, un om care până la vârsta de 50 și un pic a trecut prin multe, a avut o viață zbuciumată, poate s-ar putea face și, nu un film, două, trei filme, a fost și în rai, a ajuns și în iad pe parcursul vieții și aș vrea să vedem unde se află acum. Este vorba despre Damian Drăghici, vine alături de noi. Bine
Bine te-am găsit, bine ai venit, mulțumim bine tare venit. Mult! Bine v-am găsit, eu vă mulțumesc de invitație! Suntem foarte curioase pentru că ai trăit o viață cât alții în 10 și poate că s-ar putea face un film cu adevărat interesant despre viața ta. Tu ești însă acum într-o perioadă în care cauți în interiorul tău, nu? Cum e pentru tine această perioadă? Sau cum ai ajuns aici? Cred că a început mai demult căutarea. Pentru o perioadă îndelungată nu știam ce caut, de fapt. Și, de fapt, cu noi toți doar noi căutăm o apropiere față de sinele nostru interior și față de copilul nostru interior. Și cred că pentru mine a durat foarte mult timp să înțeleg că majoritatea, poate toate lucrurile, am să spun asta în fața Raluchei ca specialist, toate sunt în interiorul nostru. Și trebuie doar să dăm la o parte ca niște foi de ceapă, cât mai multe layere, cât mai multe, mai multe, ca să ajungem la noi și la puterea noastră internă. Dar cât de greu este să facem asta, Raluca? Este foarte dificil. Este un parcurs înfiorător și ce cred că e important de menționat aici este că nu-l poți face din prima, adică nu poți decoji ceapa, apropo de ce spunea Damian, din prima să ajungi la mijlocul ei, decât dacă nu o tai din prima și asta e cu multă suferință. Și atunci e important să ne dăm seama că fiecare strat de ceapă se dă jos în momentul în care mintea noastră este pregătită să primească ceea ce găsește în interior. E un proces, e un parcurs. Te-am auzit oftând. De ce? Nu, de ce? Am oftat pentru că exact ce a spus Raluca este procesul, poate toți în primul rând ne dorim să fac o paranteză înainte de asta, să fie cât mai repede. Și eu îmi dorea, mamă, am auzit de terapeutul ăla, am auzit de specialistul ăla. Poate facem ceva peste noapte. Zic, cât costă o sesiune? 100, 500, nu știu, de euro, 1000? Nu poți să plătești 10 într-o zi să mă faci bine? Nu funcționează așa. Cred că din toate, din toate lucrurile care le avem noi ca ființe umane și mai ales corpul, asta este unul dintre lucrurile principale, adică ai nevoie de timp ca să așeze lucrul ăsta și să te înțelegi tu pe tine. Tu ai încercat să o iei la început pe scurtătură, când ai început căutarea? No, tu nu vezi cum vorbești și cum sunt de hiperactiv și asta, dacă sunt acum așa, cum eram acum 20 de ani. Dar și e și normal, adică majoritatea oamenilor vor așa. Și cei calmi vor repede, da, eu. Cred că trebuie să ajungi la tine. Primul lucru, după părerea mea, cel mai important, din experiența mea, nu sunt un specialist, nu nimic, doar că primul lucru care mi-a dat seama este conștientizarea. Tu să-ți dai seama că ceva nu e în regulă cu tine. Eram asta într-o discuție și vorbeam cu cineva și spunea, păi cum își vor da seama că nu e ceva în regulă cu niște angajați ai cuiva? Zic, păi trebuie să uite la ei. Păi cum fac asta? Zic, dacă tu de fiecare dată când te întorci de la servici, ai nevoie, așa pe românește, dar fără să-ți dai seama, de 2, 3, 4, 5, 6, 7 pahare de vin sau 2-3 pahare de whisky, mai fumești 2 pachete de țigări pe zi, mai bei 6-7 cafele, mai ai și niște lucruri care nu le vezi tu din perspectiva ta, ca o adicție sau ca o dependență, porn, jocuri de noroc, tot felul de lucruri, nu cumva fugi de tine. Și atunci ar trebui puțin să te uiți câte lucruri dintre astea sunt prezente în viața ta. Să începi să le dai la o parte și să poți să ai puțin răbdare să stai doar tu cu tine. Și tu ai trecut prin asta, nu? De aici și vorbești din propria experiență. Care a fost momentul în care ți-a dat seama că ai de reparat? Erau mai multe dependențe în viața mea decât viața mea fără dependențe. Adică totul era doar o dependență. Adică încercam să fug de mine prin tot felul de lucruri. Băutură, droguri, adicții, femei, orice. Și nu te împlineau. E normal că nu te împlineau, că dacă tu nu ești bine cu tine... Contextul prezent ne oferă foarte multe oportunități de a fugi de noi înșine. Adică ni se deschid atât de multe uși, ni se deschid și geamul, ni se deschid porți să fugim de propria persoană și asta este în sine un simptom al societății în care trăim. Adică ar merita să ne întrebăm cum de-am ajuns să avem atât de multe porți și uși deschise să fugim de propria persoană. Însă a trece de poarta respectivă este o alegere personală. Aș vrea să dau ceva. De multe ori stau cu mine, dar trebuie să recunosc asta și trebuie să fiu foarte, foarte sincer și foarte autentic, este obișnuința. Spuneam pe Dumnezeu să uite bunica mea, dacă ești cu cineva într-o relație, zici că e mai greu, în termen de ăștia popular, așa spunea, zici că mai că vezi că mila și obișnuința e mai grea decât dragostea. La fel și în lucrurile astea, adică noi suntem atât de obișnuiți cu un modus operandi sau vivendi de așa natură încât ne-a intrat așa de bine în noi și în subconștient încât nu știm să ne comportăm altfel. Ne trezim dimineața și să zicem că e o zi de pauză. Nu e nimica, nu se întâmplă nimica și în momentul ăla tot trebuie să găsești ceva să faci ceva. Adică, Doamne ferește, adică singurul lucru care poate să te facă să te oprești este doar să-ți vină ceva, o boală sau ceva care te pune la pat și atunci îți dai seama că
universul, lumea, societatea, firma, compania, familia, totul, funcționează și fără tine. Există studii care spun că la sfârșitul vieții nu regreți că nu ai muncit mai mult, că nu ai avut o mașină mai performantă. Ce regreți? Nu regreți faptul că n-ai făcut suficient de mulți bani, ceea ce regreți este că n-ai petrecut suficient de mult timp cu oamenii apropiați, că n-ai petrecut suficient de mult timp cu copiii când aceștia au fost mici. Tu ai vorbit foarte mult despre fugă și ai început de la 18 ani să fug. Ai început mai repede. Am început mai repede să fug. Mai repede, da. Cred că pentru mulți dintre noi este și o problemă epigenetică sau transgenerațională, aș putea să spun așa. Nu sunt un specialist, dar din ce am citit și din ce simt eu, personal. Părinții, bunicii noștri, mai ales că unii dintre ei veneau cu trauma războiului și cu trauma sărăciei foarte mari, da? Nici mai vorbesc de generațiile din spate, care toate sunt aici în noi, au avut niște trăiri foarte, foarte intense și au trăit săracii niște momente pe care noi nici putem să ne imaginăm. Ne-au dat lucrurile astea indirect genetic, dar și verbal unii dintre ei, și noi n-am făcut altceva decât să ne simțim pentru 20, 30, 40, 50 de ani not enough. Și încercăm sub orice formă să prove them wrong, să le arătăm că au fost greșiți. Și fac afacerea asta și merge și mai bine și am și casa asta, am și mașina asta și fac asta și fac asta și fac asta. Și ajungi la o vârstă unde le ai pe toate, ești nefericit, dar vrei să faci și mai multe încă. Pentru că tu de fapt nu te-ai vindecat. Nici măcar n-ai ajuns la tine să ai o conexiune. O relație cu tine directă sau să stai să uiți la tine în o oră, două, trei, cinci sau să stai într-o cameră singur să spui, băi, dar de ce fac asta? Cât mai am nevoie? Pentru că majoritatea oamenilor nu-și dau seama că de fapt nu mai au nevoie de mai mult, doar că vor mai mult, fără să știe de ce. Cred că asta e și la mine. Și tu simți că ai găsit răspunsuri? Simți acel bagaj din trecut, de la părinți, de la bunici, poate chiar de la străbunici? Ai găsit niște răspunsuri în ultima vreme, căutând atât de mult? 100% am găsit răspunsuri, dar nici eu nu sunt vindecat, că și eu alergând ca de bunul. Chiar o spun asta și e clar că singura modalitate prin care te poți opri este sau dragostea, adică dragostea, dar dragostea adevărată, doi, Doamne ferește, o boală, sau mai sunt alte metode de terapii nu chiar așa de conservative, care te pot scoate de realul ăsta ca să ai o experiență mai mistică. Dar dacă nu ajungi la această întâlnire cu tine însuți, o să mergi ca un șoricel care să învârte protița non-stop, și nu poți să găsești niciun răspuns. Și totul în jurul tău pare că e cumva greșit sau că ceilalți nu te înțeleg pe tine. Dar de fapt tu mergi pe această rotiță. Eu sunt foarte curioasă despre momentele tale foarte bune din viață, dar și despre cele mai grele momente când ai fost cel mai jos. Dar luăm o scurtă pauză, discutăm atunci, revenim câteva minute cu mintea deschisă. Am revenit cu mintea deschisă, continuăm discuția noastră cu Raluca Anton și Damian Drăghici. Te întrebam înainte de pauză, care a fost cel mai greu moment din viața ta? Când ai simțit că ești cel mai jos? Cred că aș putea să spun că îmi place întrebarea asta foarte mult în primul rând. De obicei, oamenii am deseori întrebarea asta, cum era când succes, când ai ajuns acolo și ai făcut aia și ai făcut lucrul altul sau ai realizat lucrul ăla. Nu aia au fost momentele unde am învățat cele mai multe lucruri despre mine. Că de fapt alea erau niște confirmări ale filtrelor mele din copilărie. Ajungeam acolo, câștigam banii aia, premiul la mașina aia sau lucrul ăla și aia de fapt nu mă făcea fericit. Adică după foarte puțin timp, imediat așa zbura ca un fum. Momentele grele sunt cele care te învață lucruri incredibile. Nu cred că există profesor mai bun decât momentele grele. Acum depinde, că și mie mi s-a întâmplat asta și avem aici și pe Raluca care poate să ne confirme, depinde în stadiu sau în starea emoțională care ești și cât de greu poate să te afecteze momentul ăla greu. Că un moment greu poate să te dărâme total sau poate să te dărâme total și când ești jos acolo să înveți ceva și pe aia ușor să ridici. Pentru mine, cred că momentele grele au fost decisive și cred că pot să spun am avut momente grele când am fugit de România.
Pentru că imaginam că o să fie altfel afară și a durat ani de zile până când am realizat ce mi-am dorit. A fost iarăși un moment greu când m-am întors în România, iarăși reintegrarea. Și cred că a fost un moment greu undeva la vârsta de 49 de ani, care majoritatea spun că dacă depășești 49, e o cifră foarte importantă. Mulți nu depășesc aia și pentru mine 49 a fost un an unde s-au întâmplat... Mai este și 40. Da, exact. S-au întâmplat enorm de multe schimbări și mulțumesc Dumnezeu că numai că le-am depășit, că am luat niște învățături de acolo. Și totuși tu ai reușit să transformi toate acele momente grele în artă și să ai succes până la urmă din asta, din muzica pe care o faci, din ceea ce compui. Ai colaborat cu artiști din străinătate, ai ajuns și la premiile Grammy, nu? Cu ceea ce ai compus, cu muzica ta. Tot în surviving. Nu, asta vreau să te întreb. Care sunt momentele în care ți-e cele mai bune? Și aici aș vrea să întrebi pe Luca, adică intenția și asta fac astăzi când sunt invitat la TEDx, la undeva să vorbesc, să le vorbesc cu oamenilor, corporații sau oriunde. E extrem de importantă intenția. Dacă intenția pleacă din dragoste pentru lucrul ăla, sau dacă intenția pleacă din ambiție sau frică. Că e o combinație acolo între ambiție sau frică. Așa. Adică ambiția poate să fie sănătoasă sau poate să fie nesănătoasă. La mine, și o recunosc, a plecat din ambiție inițial, după care s-a transformat din frica de supraviețuire. Și ăla a fost, adică la mine și în ziua de astăzi, dacă sunt confortabil și lucrurile merg bine, sunt cel mai mare leneș. În momentul când se întâmplă ceva și iarăși mă dereglează, forță. Pentru că așa s-a obișnuit sistemul meu nervos. Care e explicația, Raluca? De ce? Și foarte mulți artiști au creat cel mai bine și au operele cel mai reușite, s-au născut din momente foarte grele. Cred că este, de fapt, accesul la suferință ne oferă și accesul la creativitate. În momentul în care suntem confortabili și nu avem nimic, nu mai avem nevoie de nimic, mintea nu mai este atât de creativă să-și găsească uneltele să supraviețuiască, nu? Că atunci când îți este foarte, foarte foame, ne imaginăm cum era în urmă cu câteva sute, câteva mii de ani, când era foarte foame, inventam obiecte astfel încât să putem să ne procurăm hrana. Eram foarte creativi, dar în spatele acelei creativități era suferința. Ai simțit și partea asta, că erai judecat în anumite momente? Și am recunoscut-o, adică pentru unii asta poate să-i dărâme, pentru mine a fost o motivație. Adică de fiecare dată când mi s-a spus, ești țigan, nu o să faci nimic în viață, da? Îți arăt eu. Dar m-a și costat. Cum? Ce te-a costat? Exact la ce am vorbit, adică ore întregi de muncă, alergare non-stop, depresii, frustrări, cum să reușesc, cum să fac, pentru că aveam sentimentul din familie, dar aveam sentimentul și din jurul meu că nu mi se dădea șanse, da? Atunci am să vă dovedesc eu, o să fiu peste voi. Și după aia, când ajungi să fii în mintea ta peste ei, când toți suntem egali, evident, nu-ți dai seama de fapt că a fost o luptă de asta pentru nimic. Simți? Și cel care ți-a spus atunci, iartă-mă, cel care ți-a spus atunci aia, ăla nici măcar el nu era în locul potrivit. Doar că tu ai luat-o personal și... În acest moment simți că ai succesul pe care îl meriți? N-am să simt asta niciodată, pentru că nu sunt vindecat. Adică încă lucrurile nu sunt enough. Simt asta încă. Dar sunt în călătorie, încă lucrez la vindecare. Cât de lungă e căutarea asta noastră în viață? Uneori și eu mă întreb cât de lungă e căutarea și când se va termina. Mie mi se pare că, oricât de ciudat sună că spun asta, asta este fascinația existenței noastre, de fapt. Să ne căutăm pe noi înșine, să găsim lucruri, să găsim experiențe. Este infinit ce este în interiorul nostru. Doar că de foarte multe ori avem acces doar la exteriorul cepei respective și nu găsim ce cu adevărat conținem în mintea noastră și în corpul nostru. Nu știu dacă ar trebui să se termine vreodată, dar cred că ar fi util să ne uităm cu recunoștință față de faptul că am ajuns să conștientizăm că suntem în această călătorie. Ce îi spune unui tânăr sau ce îi spune fiului tău dacă te-ar întreba acum? Cum e viața și care e scopul acestei vieți? Cum dai sens vieții tale? Aș adăuga ceva înainte să spun ce i-a spune fiului meu, la ce a spus Raluca și la ce am spus și mai devreme. Pe de altă parte, cred că mai există și un lucru foarte important. Dacă tu am o grămadă de specialiști și prieteni și oameni de afară care spun, ok, găsește momentele de relaxare, găsește momentele să fii doar cu tine, găsește momentele să nu mai alergi. Pe de altă parte, există și o altă latură. Și aici aș vrea să întreb și pe Raluca, pentru facem terapie live. Dar dacă ție de la Dumnezeu ești născut cu o energie uriașă,
care pe tine nu te obosește lucrul ăsta și n-ai ajuns acolo unde, dom'le, nu mai pot, sunt bolnav, trebuie să stau. Înseamnă că poate tu ești făcut să faci atâtea lucruri. Poate nu e o alergare, poate asta e menirea ta, adică personalitatea ta, poate așa ești tu făcut, corect? Și eu cred că e important asta, să conștientizăm asta și să ne dăm seama că în interiorul nostru este această energie, această forță, dar ideea este să alerg în termenii mei, în conformitate cu ceea ce eu îmi doresc, cu sensul meu, cu valorile mele și să știu când merit să mă opresc. Poate cel mai important lucru să fii non-stop, autentic și conștient. Cred că e foarte greu să fii autentic întotdeauna. Tu ai reușit asta pe parcursul vieții? Mi-a fost foarte greu pentru că de mic copil, fiindcă crescut în contextul în care am fost crescut, am dezvoltat foarte bune maniere și modalități în care să fiu people pleaser, să știu să am 10 feți, să fiu hipervigilent, folosesc termen de la Luca, dar adică mi-am dat și seama mai târziu că a trebuit să folosesc instrumentele astea ca să pot să supraviețuiesc. După care tu uiți că le-ai folosit la un moment dat doar pentru supraviețuire și pe aia le folosești și în viața de zi cu zi, crezând că îți fac bine și ajungi pe aia să fii nefericit cu tine, pentru că deci, atunci când nu mai ai nevoie să folosești instrumentele astea, tot le folosești. Dar e foarte greu, pentru că odată ce le-ai folosit o viață întreagă, trebuie să ajungi la tine și să-ți dai seama, nu, asta de la o parte, asta de la o parte. Și ajungi să spui nu, e extrem de greu. Și sunt momente în care, atunci când devii foarte autentic, unii oameni din jurul tău se întreabă ce s-a întâmplat cu tine, unii se îndepărtează, alții rămân. Dar acum, după 24 ianuarie, o să fim foarte autentici. A plecat Pluto de la noi din viață după 15 ani de zile. Asta. Nu sunt astrolog, dar toată lumea spune asta. Așa că anul ăsta urmează multă, multă autenticitate. Încheiem în această notă pozitivă, cu speranță că va fi un an excelent. Mulțumesc tare mult, Raluca. Mulțumesc că ai venit cu mintea și cu sufletul deschis. Doamne ajută! Le mulțumesc și partenerilor noștri, ING Bank, Regina Maria și Mobila Dalin. Ne revedem data viitoare, tot cu mintea deschisă. Cred că pentru început ar fi tare important să setăm cadrul. Avem acces la atât de multe tipuri de adicții. În spatele oricărei dependențe este de fapt un gol. Este ceva ce mă doare, este ceva ce mă rănește și nu știu ce să fac cu suferința respectivă. Ca să pot să fiu în grupul vostru, eu trebuie să fac un lucru pe care voi îl faceți, să vă corespund vouă. Și atunci este un tichet pe care eu trebuie să-l plătesc, deși eu nu-l vreau. Câte perechi de pantofi ai? Ce vrei să spun, am înțeles exact. Un mod prin care putem să ne distragem atenția este și prin a cumpăra lucruri. Problema cu aceste lucruri este că nu durează. Nu beau cafea, nu beau alcool, nu fumez. Da, Andreea, dar suma vicilor rămâne constantă. Eu aleg dacă suma vicilor mele va rămâne constantă.